Vreau să mulțumesc primării municipiului Turda pentru că ne-au găzduit în sala mare. De ședințe astăzi să putem să avem ocazia asta să auzim mai multe despre finanțările nerambursabile. Și vreau să mulțumesc Oanei, Oana Matei, care a acceptat invitația noastră de a colabora. Am ales-o pe Oana pentru că ea are firmă de consultanță, are peste 10 ani de experiență în fonduri europene și este din Turda, cunoaște locurile, iubește orașul ăsta și vă poate ajuta. Puteam să alegem oricare alt consultant, dar am zis că este foarte benefic pentru cei care sunt interesați să acceseze finanțările europene, nu doar să asiste la o prezentare despre acest program, ci pur și simplu să aibă ocazia să cunoască un consultant cu care mai departe poate să colaboreze pentru a scrie cerere de finanțare și pentru a implementa un proiect. Oana este împreună cu Luciana, colaboratoarea ei, mai târziu o să vă răspundă la întrebări. Și vreau înainte să o las pe Oana să vă prezinte programele, pentru că de asta ați venit, să facem un scurt exercițiu și înainte vă zic o istorială din viața mea. Acum câțiva ani, stăteam la masă împreună cu familia și undeva în stânga pe un rat, o carte așa groasă, stătea acolo liniștită și am întrebat pe mama ce-i cu cartea asta, aveam de ciudat. Și zice, mama, am început să citesc cartea asta. Titlul ei era următorul. Toți oamenii sunt normali până ajungi să-i cunoști. Și dacă mi se pare că în stânga sau în dreapta cel care s-a așezat este sau pare normal, vă rog frumos să faceți cunoștință, să vedeți că acolo zace o persoană deosebită. Faceți-vă în stânga, dreapta, salutați pe cel de lângă dumneavoastră. Dacă toți sunt două aici, am vrut să știm cine suntem și cum ne nostru presupune prezentarea două programe, și anume Startup Nation România și programul operațional regional Prioritatea de Investiții 2.2. Ideea este că dacă unul este destinat celor care nu au accesat încă zona antreprenoriatului, cel de-al doilea vine în sprijinul celor care au deja un business activ de minim un an de zile, un an fiscal. Bun, de activitate. Vom începe cu Startup Nation România, dar înainte de aceasta aș vrea să reglăm puțin niște chestiuni administrative și anume, cu siguranță aveți multe întrebări, fiindcă sunt diverse persoane care activează diverse arii de activitate, iar pentru aceasta vă solicit atenția și răbdarea până prezint toate informațiile care sunt de ultimă oră și pentru cei care încă, la care nu au ajuns până astăzi și ulterior, să avem o secțiune de întrebări și răspunsuri, care sper eu să fie interactivă și presupun că așa va fi, mai ales din ce am văzut în lista de înscriși. Și vă rog să rețineți întrebările pe care vreți să le puneți, eventual chiar să vi le notați, iar noi o să vă răspundem în măsura în care și noi cunoaștem, adică ne-au parvenit aceste informații până acum. Bun. Startup Nation România. Startup Nation România vine în sprijinul celor care nu au fonduri proprii și vor să acceseze zona de antreprenoriat, vor să înființeze o întreprindere nouă. Deci, practic, guvernul actual al României își propune să finanțeze întreprinderi noi. Care sunt, practic, condițiile de acceptare ale acestui program? Păi, în primul rând, se aude dacă mă tot întorc, sper să nu se pierdă. Bun. În primul rând, trebuie să aveți o firmă înființată după 30 ianuarie 2017. Și aici vă rog puțin atenție, vreau să subliniez acest lucru pentru că am avut foarte multe întrebări pe acest subiect. Noțiunea nouă de startup nu este cea pe care o cunoaște din trecut. Dar celelalte programe care au fost finanțate din fonduri guvernamentale au fost pentru startup-uri sau serele de uri care aveau maxim 2 ani de activitate în spate, dar erau înființate de minim 2 ani, de maxim 2 ani în spate, dar nu aveau activitate. Ei, dacă aveți o firmă mai veche, da, de 30 ianuarie 2017, luați cuvântul de la ea, închideți-o și vă înființați una nouă, dacă vreți să accesați acest program. Bun? Ok. Cea de-a doua condiție este să vă asumați crearea unui loc de muncă, unul singur. Da? Vreau să menționez și anunțurile care au fost făcute chiar în această lună, în luna martie. HG-ul care a promovat ghidul acestui program a apărut în 30 ianuarie 2017, dar de atunci a suferit nenumărate modificări. Chiar și astăzi, la masa rotundă, unde s-au discutat noile condiții de accesare a acestui program, s-au adus modificări și le discutăm pe parcurs.
care vor intra în dezbatere în Camera Deputaților. Bun, ce vreau din nou să menționez legat de această parte, grupele 2, echipamentele efectiv care sunt eligibile în cadrul programului și nu doar acestuia, ci în general a toate, a tuturor programelor când vorbim de fonduri europene, dar și de fonduri guvernamentale, este faptul că toate echipamentele trebuie să se regăsească în catalogul mijloacelor fixe, la grupele 2, 1, 2, 2 și vorbim și de 2, 3, la 3, 1, deci, practic, ca și echipamente tehnologice, intră la 2, 1 și 2, 2. Dar, atenție! Din nou am primit foarte multe întrebări și este în lucru, am făcut și noi sugestii la rândul nostru, ca de asemenea și alți consultanți, vor să schimbe inclusiv acest catalog al mijloacelor fixe, da? Și să-l updateze pentru anul 2017, pentru că este nevoie. Bun. Mergem mai departe și ajungem la activele corporale și vorbim de brevete de invenție. Francizele sunt eligibile, un lucru foarte bun, mai întâlnit până acum, da? Etichetarea ecologică, licențele, inclusiv software-ul pentru comerțul online. Pentru cei care se află în sală și nu numai, care activează în această activitate, da? Este foarte important un astfel de soft, că vorbim de CRM sau alte softuri care intră în paleta de R&B, este de un real folos pentru tine ca întreprinzător, fiindcă este vorba de managementul resurselor și a proceselor firmei tale. Dar este foarte util. Bun, și alte software-uri necesare, indiferent de ce cod ca ai, vorbim de activitate. Bun, și ajungem la cea de-a treia grupă. Și am intitulat-o suport pentru că efectiv, toate cheltuielile pe care le-am introdus în această grupă este nevoie de ele pentru orice persoană care începe un business și este la început și vrea să o facă fără forturi, da? Și nu dispune efectiv de ele. Și vorbim de hiring. Implementarea acestui program se face pe o perioadă de maxim un an de zile. Nu mai mult. Și atenție! Dacă doriți să vă decontați chiriile, da? Este bine să aveți față de la început pentru a deconta cele 12 luni. Dacă nu, decontați cât va mai rămas din perioadă. El în acest moment este în discuție să fie plafonate la 22,5 lei pe metru pătrat, dar vor să elimine această condiție. Da? Să nu mai ai plafon, astfel încât dacă dorești să închirezi o hală pentru producție, să o poți face la mărimea de care ai nevoie. Dacă prestezi un serviciu, să poți să-ți închiriezi un spațiu în zona pietonală sau o zonă mult mai centrală și atunci chiria normal este mult mai scumpă. Ok. Și ajungem la salariu. Iar un lucru foarte bun. Pe niciun program destinat IMM-urilor, salariile nu au fost decontate până acum. Decât a fost un program axat pentru acest lucru cu fonduri guvernamentale, dar în rest nu. Și atunci, vin din nou în sprijinul nostru, oferindu-ne o decontare la salarii pe o perioadă de maxim un an de zile. Bun. Sunt într-adevăr plafonate la salariul mediu pe economie. Dar asta nu înseamnă că dacă activezi, de exemplu, în zona de IT și salariile sunt mult mai mari pe piață, eu pot să fac acele angajări cu salariile de piață, ei îmi decontează până la salariul mediu pe economie, iar restul îmi asum eu. Deci nu mă limitează să acord un salariu strict până la salariul mediu, pentru că s-ar putea să nu-mi vină nimeni. O altă chestiune pe care vreau să o menționez este faptul că dacă începeți perioada de implementare și trec 6 luni de zile și doar atunci faceți angajările, căci da, nu vă obligă să o faceți de la început, este business-ul dumneavoastră când considerați să o faceți. Dacă faceți angajările, contractul de muncă în a 7-a lună, vă decontează cât au mai rămas până la cele 12 luni de implementare, deci 5 luni. Da? Deci nu că faceți angajările în a 7-a lună și după aia un an vă decontează. Ok. Sper că m-am făcut înțeleasă. Pe urmă, avem partea de promovare.
Din nou, o cheltuială binevenită pentru mulți dintre noi și mai ales pentru business care este la început, are nevoie de promovare, ceea ce se și face în acest moment, ceea ce am făcut și noi pentru această conferință, Google Ads și Facebook Ads. Da? În acest moment este în discuție să fie plafonată la 1000 de lei, dar foarte multe solicitări au fost și pe această temă și ar putea să scoată acest plafon. Vom vedea. Ghidul va apărea din spusele secretarului de stat la UFR undeva săptămâna aceasta, cel târziu săptămâna viitoare. Dacă avem o spate în chirie sau un comodar, amenajarea acestuia deocamdată nu este eligibilă. Este în discuție și acest lucru. Știu că vă tot spun că este în discuție, dar efectiv astea sunt informațiile pe care le avem inclusiv astăzi. Bun. Achiziție spații. Eligibil. Ceea ce am uitat să menționez este că acest program se implementează atât în mediul urban cât și în cel rural. Probabil că în mediul rural este mult mai accesibil această cheltuială, găsim la prețuri mai mici, mai joase, dar o putem face asta și în oraș, depinde ce găsim în acel moment. Și cheltuielile de consultanță. Eu una vă recomand să apelați la un consultant, dacă este decizia dumneavoastră, dar dacă doriți să o faceți pentru scrierea proiectului efectiv, depunerea cererii și implementarea, aceste cheltuieli sunt deductibile, da? Deci sunt eligibile ca cadrul proiectului. Bun. Și ajungem la ultima categorie, echipamente, aparatură, mobilier. Și avem echipamente IT, mobilier. Aici vreau să fac o mențiune destul de importantă. Echipamentele sunt eligibile dacă sunt mijloace fixe. Obiectele de inventar nu. Adică vorbim de acele echipamente cu o valoare fără TVA sub 2500 de lei, nu este eligibil. Deci tot ce este peste 2500 de lei este eligibil. Și atunci, propunerea mea este, ca de exemplu, dacă vă doriți să cumpărați un scaun, sau un birou, da? Nu le luați separat pentru că ele au valoare sub și va deveni cheltuială noastră proprie. Faceți un set. Da? Set pentru birou, set pentru living sau set pentru știu eu ce aveți nevoie de pod și așa mai departe. Deci atunci devine cheltuială eligibilă în măsura în care se poate face asta. Da? Ca set. Ok. Instalați echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie. Cheltuială care se regăsește cam în toate programele finanțate din fonduri nerambursabile și vorbim de panouri solare sau fotovoltaice. Acum, dacă doriți fotovoltaice, recomandarea mea este să adresați, să amânați o adresă UAT-ului în care doriți să faceți implementarea proiectului pentru a cere un punct de vedere dacă aveți nevoie de autorizație sau nu. În general, pentru panouri solare nu este nevoie, dar pentru cele fotovoltaice depinde de poate. Și e bine, din experiență vă spun, să depuneți acea adresă în momentul în care depuneți proiectul. Da, ca să nu aveți clarificări ulterior și vă dai de cap. Bun. Următoarea cheltuie ar fi instalații de încălzire și climatizare. Deci, practic, vorbim de aer condiționate, de centrale și mai departe. Și sistemele de protecție a valorilor umane și materiale. Ca camere video, safe-uri și cam tot ce intră aici. Din nou, trebuie să se regăsească aceste echipamente în catalogul mijloacelor fixe. Până ajunge microfonul la domnul, auzeam mai aici în față cu locurile de muncă. Data de 2 mai este... Nu este făcut. Nu. Asta este data vehiculată de cei de la minister. Așa că vedem dacă vor reuși până la urmă să ajungă la un numitor comun cu absolut toate condițiile și modificările pe care vor să le facă. Pentru că și acum primesc solicitări și sugestii din partea beneficiarilor și a consultanților. Auzeam aici în față de locurile de muncă. Bun. Legat de salariat.
Dumneavoastră puteți să vă asumați, mă rog, trebuie să fie cesare proiectivitatea, să vedeți și faceți 4 angajări. Ne-am 4 persoane noi pe care să le angajați. Puteți să o faceți. Puteți să cereți pe decontare toate salariile de acelor 4 angajați. Dar atenție, odată ce v-ați asumat 4 locuri de muncă noi, nu ați trebuit să le mențineți cele 4 până la sfârșitul celor 2 ani. În momentul contractului de muncă, până la sfârșitul celor 2 ani. Cu aceea salarizare, exact, dacă i-ați dat un anumit salariu unui om, n-am nevoie să scădeți, puteți să măriți, dar trebuie să mențineți aceea sumă minimă pentru fiecare parte. Nu știu, sunt importante cu tine. Da, dacă își dă demisia, ai la dispoziție 30 de zile, să angajezi pe altcineva, important este să păstrezi locul de muncă, iar pe cele 30 de zile vă recomand să puteți face dovada ca să votați pe cineva cu anunț la pagina OFM, pe site-urile de locuri de muncă, să vadă că v-ați dat interesul și nu ați vrut să scăpați o lună de salarizare. Da. Vă referiți dacă încercarea de schimb firma poate angaja pe el? Da. Da, 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 da. Și un lucru benefic și acesta. Bună întrebare, da. Lipsele. În schimb, dacă deja sunteți PFA, puteți să le închideți și să deschideți lipsele cu aceeași activitate. Deci pentru PFA se poate. Mai puțin pentru PFA-ul că deja am stat de mult conlege de aceeași activitate cu nouă lipsele. Dacă ar trebui, poate. Ce tipuri de firme sunt eligibile? Ce tipuri de firme? Da, adică SRL... Deci, societățile comerciale înființate în baza legii. Da. Și SRL. Achizițiile de spații se pot face și pe la persoane fizice. În schimb, se pot achiziționa, dacă sunt deja aceste spații comerciale de centre persoane fizice, dar se pot achiziționa la persoane fizice, dar să fie deja declarate ca spații comerciale. Ideea este că și pentru chirii, dacă luați chiria de la o persoană fizică, decontarea se face în baza contractului al dumneavoastră cu respectivul, da? Care este o plată lunară la aceeași pentru fiecare lună. Era o întrebare cu construcția în spate, la ce v-ați referit? Adică puteți să o... Deci există posibilitatea să-ți construiești acest spațiu sau o altă achiziție? Este în discuție și partea de construcție, dar trebuie să vă gândiți serios dacă... Adică nu au rola să indicul că o vor introduce, dar trebuie să vă gândiți serios că implementarea presupune un an de zile în care trebuie să vă obțineți și autorizația după care efectiv să construiți. Iar doar la sfârșit vă decontează această cheltuială. După ce aveți dovada că ați construit acel spațiu, de-aia vă Exact. Dacă nu găsiți un constructor care să-și asume acea cheltuială și să aștepte după parte. Bun. O altă chestiune referitoare la partea de construcții. Vor inclusiv să introducă ca și cheltuială eligibilă partea de materii prime, care știu că este de folos pentru cei care activează în această zonă. Deci luați în considerare și partea aceasta. Da, era o întrebare înainte la doamna Mișoara din față și revenim la dumneavoastră. Dacă vă spuneam.
Eu nu știu la ce prezentare faceți referire, pentru că nu cred că am afirmat așa ceva, probabil că faceți referire la programul pe POR 2.2. O să ajungem și la acela, vreau să ne limităm la acest program cu întrebările și răspunsurile, ca să nu bulversăm pe nimeni și când ajungem la partea de 2.2, discutăm atunci, da? Mulțumesc! Revenim la doamna Dăbușoara, aveți o întrebare dintre voastră, nu? În zona aceasta am văzut mână ridicată, m-am înșelat, ok, acolo în spate, dacă... Vreau să întreb, angajările, trebuie făcute în momentul semnării contractului sau? Le puteți face când doriți dumneavoastră, este business-ul dumneavoastră, când considerați necesar să o faceți. Dar în perioada de implementare, astfel încât să puteți solicita acei bonus pe salarii, dacă vreți. Dar până la sfârșitul perioadei de implementare, sunteți nevoiți să o faceți. Oricând, în acest timp. Oricând și atunci? Da, oricând. Acei 2 ani sau 1 ani? Din momentul contractului de muncă. Deci de la data contractului, făcutiți 2 ani după. Mulțumesc.